Joi 25 mai la Stolnici a avut loc Festivalul Călușului Argeșan, manifestare de tradiție ajunsă la cea de-a 29-a ediție. Evenimentul a debutat cu celebrarea Zilei Eroilor, după care primarul Sebastian Roșu Pupăză și președintele Consiliului Județean Arceș Dan Manu au premiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă. Se acordă această diplomă familiei Ilie și Angela Lică, dacă sunteți. Domnul Ilie, felicitări! Să fii sănătos! Primiți și așa și treceți să Consiliul recuperați local. Și plicul. Doamne, luați cartea că banii o să ia soțul. Nu, eu zic că e mai bine invers. Ca doamnele să ia plicul. Eu ce vreau să vă spun, să vă transmit în numele Consiliului Județean pe care îl reprezint astăzi la dumneavoastră, salutări, felicitări pentru ceea ce faceți și în numele Consiliului Județean pentru dumneavoastră, locuitorii Comunei Stolnici, vă rog să-mi permiteți să-i mânez domnului primar o plachetă de excelență în semn de recunoștință pentru dumneavoastră, minunați locuitori ai Comunei Stolnici. La mulți ani și distracție plăcută! Domnul președinte, vă mulțumesc frumos în numele Consiliului Local al Administrației Publice Locale. Nu de mult, de ună zi, am înțeles că vi s-a făcut milă și ne-ați mai dat ceva bani. Vă mulțumim frumos. Așteptăm în continuare. Alături de dumneavoastră am dus la bun sfârșit și atragem în continuare fonduri europene. Avem în derulare măsura 125. Am semnat contractul cu 72. Și avem mult de lucru. Sub pașii jocului lor se cutremură pământul. Este călușul cel mai reprezentativ și vechi dans tradițional de pe meleagurile românești, joc păstrat și dus mai departe de stolnici. În fiecare an la Stolnici, în ziua de înălțare, are loc Festivalul Călușului Argeșan, care este la 29-a ediție la nivel județean și a 17-a ediție care are loc consecutiv an de an la Stolnici. Ca întotdeauna ne bucurăm de numeroase formații din județul Argeș, dar și prietenii noștri din județul Olt, Sârbii Mogura, Optași și Colonești. Dacă la prima etapă care a avut loc în Stolnici în 2001, dacă stau bine și mi-aduc aminte, nu erau decât 4 formații de călușari. Stolnici, Hârsești, Lunca Corbului și Costești. Iată că astăzi am depășit 11 formații de călușari și dacă vă uitați cu mare atenție în această festivitate, 70%, peste 70% sunt copii care au prins, cum se zice, din mers acest dans frumos, acest dans strămoșesc, care face parte din sufletul nostru. Timpul de astăzi, vedeți dumneavoastră, lipsa poate instrumentistului lângă dansator, apariția multor coreografii care vor altceva, a făcut din căluș unele aspecte să dispară acele mișcări pe care le știe neaurică și le-ar putea interpreta o zi întreagă și nu le-ar învăța poate nimeni. Dar cu toate acestea, și cei care vin din urmă, copiii, dacă perseverează și vin alături de cei în vârstă, sunt la aceeași înălțime și cunosc cât de cât în aprofunzime acest dans foarte complicat. Aici, în zona la noi, se păstrează călușul autentic. 11 formații de călușari s-au întrecut la Stolnici în cadrul Festivalului Călușului Argeșan, ediția 29-a. Primii care au urcat pe scenă au fost micii călușari. Copiii au făcut senzație și au smuls publicului numeros ropote de aplauze. Atâta timp când vom putea juca! Atâta timp când noi vom putea juca! Jurăm să ducem călușul până la sfârșit! Jurăm să ducem călușul până la sfârșit! Jurăm! Jurăm! Ne legăm! Ne legăm! Zice așa! Așa! Gata, tată, sus cu ea!
onoarea să ofer diplomă formației de călușar Mugurelu a Casei de Cultură Costești din orașul Costești, județul Argeș, pentru participarea la 29-a ediție a Festivalului Călușul Argeșean, activitate desfășurată în comuna Stolnici. Oferită diploma de către primar Pupă Zăroșu Sebastian și mânată de actualul prefect al județului. Vă mulțumesc! Este foarte bine că și este lăudabilă inițiativa de acum câțiva ani de a continua această tradiție a comunei Stolnici și a zonei de sud, unde este născută această tradiție a călușului și acest dans ancestral, pentru că ea a reușit să creeze o emulație în comunele învecinate, în orașul Costești, în celelalte localități rurale, să creeze o perspectivă și o dorință a tinerilor de a continua această tradiție. Și vă puteți observa, sunt echipe de călușari, de copii, de elevi, de oameni maturi și de oameni în vârstă, ceea ce arată o extraordinară emulație care a fost creată până organizarea acestui festival și asigurarea condițiilor de manifestare pe o scenă în mediul rural, în mediul sătesc, de acolo de unde s-a ridicat acest dans. Formația de călușari din Stolnici a fost înființată în 1962 de Petre Măsală, cel mai vârstnic și priceput călușar din județul Argeș. A instruit generații și a dus tradiția călușului de la Stolnici dincolo de hotare. Participări, cel puțin în ultima perioadă, am fost la numeroase festivaluri, atât în țară cât și în străinătate. Am fost în Turcia, am fost în Letonia, Moldova, Serbia, deci suntem cunoscuți și pe plan internațional, nu vorbesc de cel național, unde de-a lungul timpului călușarii au adunat diplome și locuri destul de frumoase la toate întrecerile la care au participat. În țară pot să spun că am fost la Piatra Neamț, la Cluj, Sibiu, în județul Argeș, nu mai vorbesc, la Caracal și câte alte localități unde am făcut o prezență frumoasă cu echipa de călușari. Muncă, dar și muncă, cerește, dar să ai picior, să ai talent, să înveți, să ai ambiție, că dacă n-ai ambiție, degeaba ai, că dacă n-ai ambiție, să joci, să faci. Îi mai articulați din când în când pe cei tineri care vin? Pe ce se mai articulăm, că am învățat de la noi. Ce zic, acum ne uităm noi la ei ce face ei mai bine ca noi. Ce înseamnă călușuri pentru dumneavoastră? O tradiție frumoasă, o tradiție care mi-a fost dragă de mic copil. La... Este un dans foarte frumos, care mi-a plăcut la fel cum mi-a plăcut și neauric, că tot de mic. Că de mic să învață, nu pot să mai înveți acum. La 24 de ani câți am eu acum, pot să mai... De cât timp ești în ansamblu? De vreo 12 ani, cam așa. Am jucat de la 10 ani de când joc căluș. Și mi-e drag, parcă și acum vine așa. Dar nu mai pot, am îmbătrânit. Dar veniți cu drag și primiți. Da, cu tot. Cu tradiția călușărească, asta e, de la îl cu barba sură până îl cu tâța în gură. Așa e tradiția aici, de la noi, de la Stolnici. Și vă bucurați că vedeți? Foarte mult, foarte mult, foarte mult mă bucur de acest căluș din comuna Stolnici, județul Argeș. La Festivalul Călușului Argeșan a fost prezent și ansamblul Profesionist Dorul, coordonat de profesorul Cătălin Oancea. Seria de reprezentații a formațiilor participante la festival s-a încheiat cu Jocul Călușarilor de la Stolnici. Trei generații de călușari au pus în scenă călușul autentic cum numai la Stolnici se joacă. Muzica.
invitat special la Festivalul Călușului Argeșan a fost și binecunoscutul și îndrăgitul interpret de muzică populară, Constantin Enceanu. Interpretate de Constantin Enceanu, oamenii au încins hore și sârbe până în miez de noapte. Să mor, să mor de bătrân, să mor, să mor de bătrân, dar să mor cu mâna în sân, dar să mor cu mâna în sân, cu mâna la țânțișoară, să mă legui de astă boală. Festivalul Călușului Argeșan, ediția 29, s-a încheiat cu un minunat foc de artificii.